Morning Glory, Morning Glory, vodka e din cartofiori. Și bonjurică, bonjurică, așa cum spunea marele meu înaintaj Mihail Sadomasoveanu, vodka e din cartofi, cartofii sunt legume și legumele îți fac bine. Deci îi spunem bună dimineața domnului doctor Radu Țincu de la Spitalul Floreasca și ne bucurăm că suntem noi aici și el acolo. Bună dimineața! Suntem live pe Facebook, pe prăjitoare, pe ondulatoare. A, și pe bisturie, cine are, Brăila, bună dimineața. Și în rest facem tot ce putem să aflăm dacă băutura e bună. Atunci, de ce nu te ții de ea? De ce există pauza asta numită Dry January și care este o pauză inventată de capitaliști care totuși ar trebui să vândă? Ăștia nu vând în ianuarie, e o mizerie. Cum facem? Da. Da, a fost această idee a faptului că trebuie să facem pauză la alcool pentru că știm foarte clar că, în primul rând, ficatul, cel care metabolizează alcoolul, are nevoie de pauze. Consumul continuu de alcool nu face decât să ducă la încărcarea cu grăsimea ficatului și, evident, la inflamarea lui dacă aceste cantități sunt din ce în ce mai mari. Dar, pe de altă parte, mai știm un lucru, că unul din metaboliții alcoolului este acetaldehida. Acetaldehida este o substanță cancerigenă. În momentul în care expunem în fiecare zi organismul la acest metabolit al etanolului, acest lucru duce la creșterea riscului de a dezvolta anumite forme de cancer, în special cele din zona digestivă. Și în al treilea rând, de ce e această lună ianuarie pe uscat? Pentru că trebuie să ne clarificăm dacă suntem sau nu dependenți de alcool. Dacă putem să stăm o lună de zile fără să consumăm alcool, înseamnă că nu avem o dependență, nu avem o adicție la alcoolul etilic. Ha, deci putem să bem restul celor 11 luni rămase, că nu suntem dependenți. Dacă putem să stăm o lună fără să bem alcool, sigur nu suntem dependenți. Și cred că face bine. Știi, până la urmă, ținem posturi alimentare, posturi sub forma asta a restricției. E bine să facem și acest post de alcool, pentru că, până la urmă, ne detoxifică organismul și dă posibilitatea ficatului să se regenereze. E bine și așa. Ați realizat, suntem la rubrica... Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă, doctore? Așa. E o rubrică tradițională aici. Am văzut și eu niște statistici din astea. Eu, la un moment dat, am stat 3 luni, domnul doctor, și eram privit cu multă suspiciune de către toți prietenii mei. Nu știu dacă v-am povestit, a fost în perioada atentatului de la Bataclan din Paris, la clubul de rock. Și unul dintre prietenii mei foarte buni, Luciferică, îi spun prietenii pentru că e satanist și rocker și foarte urât și cu barbă mare așa. Și consumă evident și vinde vin, coincidență nu cred. A fost întrebat de un prieten ce mai fac pentru că dispărusem din cercul nostru strâmt. Și zice, bă, nu l-am mai văzut de o lună, ci că nu mai bea. Și atunci era la modă cuvântul radicalizare, radicalizat. Și Luciferica a făcut un pas în spate și a spus, s-a radicalizat? Da, știu, știi, anturajul până la urmă. Există un concept în psihologia consumatorului de alcool. Bărbații beau solidar, adică se strâng mai mult și beau și împărtășesc din experiențe. Și femeile beau solitar, singure acasă. Există această tendință și separare între sexe ca bărbații să bea în anturaj. De aceea ai fost imediat exclus și stigmatizat din anturaj pentru că ai făcut notă discordantă. Da, da, n-am ajuns o suelă în care se clatină pe scările casei spunând la capătul lor, ajungând întreagă, I'm so confused. Asta era sindromul suelă. Acum am citit și eu o statistică legată de cele de 18 zile, de fapt, nu de o lună întreagă, că, zice știința medicală, după 18 zile, creierul recapătă câteva din micile avantaje pierdute în timpul consumului de alcool, respectiv mai multă acuitate, memorie, ce mai era? Nu, mare lucru nu era, dar zic așa. Multe lucruri de care te poți lipsi. Da. Nu, chiar nu te poți lipsi de ele. Concentrare, atenție, memorie, capacitate cognitivă de gândire. Într-adevăr, sigur, alcoolul, de ce bem alcool? Pentru că dă o stare de bine, dă o stare de euforie, crește socializarea, produce anumite dezinhibiții și chestia asta ne face să fim mai prietenoși cu ceilalți. Deci are anumite avantaje până la un anumit punct.
Nu întâmplător știți că foarte bine chiar și Biblia recomandă să bem, nu spune că vinul veselește inima omului, însă textul biblic a uitat să spună ceva despre ficatul persoanelor respective, doar inima este cea veselită, dar ficatul este uitat și lăsat undeva pe ultimul loc. Dar dacă mergem la partea cu activitatea cerebrală, alcoolul folosește, de exemplu, pentru a fi metabolizat niște vitamine din grupul B-urilor și dacă consumăm foarte mult alcool și nu ne alimentăm, cum se întâmplă în România, din păcate, persoanele alcoolice au o combinație între alcool și o proastă alimentație. Această combinație duce la apariția unor complicații neurologice care pot fi fie periferice și îi vedem pe cei cărora le tremură mâinile, le tremură capul în momentul în care devin dependenți de alcool, sau chiar mai grav pot să dezvolte encefalopatii toxice, adică afectare neurologică a creierului suficient de mare încât să nu mai gândească la fel, să aibă anumite tulburări de memorie, de atenție. De aceea e extrem de important să facem și aceste pauze, să ne alimentăm corect și cred că dacă consumăm în fiecare zi alcool, poate la un moment dat ar trebui să ne vadă un medic. Dacă nu e nevoie, poate să suplimentăm anumite vitamine din grupul B-urilor. Bun, pastile le luăm așa ca pastile sau putem să le găsim și mâncărică? Ce ar trebui să mâncăm ca să... Adică la un pahar de vin, noi avem aici niște pahare de un litru. Dar dau un exemplu, un pahar de vin. Ce alimente ar trebui să aibă pe lângă el ca să ne luăm și vitaminele? Că le luăm cu lichid până la urmă, e foarte important. Avem evident cerealele integrale, avem carnea pe care trebuie să o consumăm, însă vedeți, din păcate, persoanele care sunt dependente de alcool în România au un nivel economic redus și atunci pentru a putea consuma alcool fac restricții financiare la alimentație. Lucrul acesta nu este bun pentru că nu face decât să favorizeze la apariția acestor dezechilibre atât vitaminice cât și minerale. Cel mai bine este să avem o alimentație echilibrată, cum vă spuneam, cu cereale integrale și carne. Dar dacă acest lucru nu se poate, putem suplimenta cu anumite suplimente alimentare care conțin vitamine din grupul B-ului, din grupul de vitamine B. De asemenea, trebuie să mai spunem faptul că cel mai important este să facem pauză. Pauza dă posibilitatea organismului să se recupereze. Dintre a bea în fiecare zi cantități de alcool și a bea odată o cantitate mai mare, din perspectiva impactului asupra organismului, e mult mai periculos să bem continuu perioade lungi de timp alcool, chiar în cantități mai mici, decât să bem o singură dată o cantitate mai mare. Ascultătorii care sunt la fel de educați ca noi și au aceleași preocupări întreabă dacă micii cu bere sunt o combinație benefică pentru organism. Sunt chiar tradiționale. Nu cred că sunt o combinație benefică pentru că, știm foarte bine, sunt foarte multe grăsimi. Trebuie să ne gândim atunci când bem alcool cu ce l-asociem care să nu supra-solicite funcția hepatică. Micii grăsimile alimentare nu fac decât să supra-solicite secreția biliară și în acest fel să pună, dacă vrei, într-o presiune tubul digestiv. Și nu doar ficatul este pus într-o presiune, este vorba și de pancreas. De asemenea, dacă tot ne hotărâm să ne ținem de băutură, că vorbeam la început că băutura e bună, dar să te ții de ea, ar fi bine să facem niște evaluări periodice, măcar la un an de zile, să facem determinări ale enzimelor hepatice, vorbim de transaminaze, și e bine să facem o ecografie hepatică. Primul semn că ficatul suferă este că se încarcă cu grăsime și începe să arate ca ficatul acela pe care îl folosesc la foie gras, plin de vezicule de grăsime depuse în interiorul lui. Apropo de asta, putem să luăm adică atunci când bem e indicat să luăm un ficatoprotector de ăsta? Este indicat pentru că aceste hepatoprotectoare conțin de obicei fosfolipide esențiale, conțin vitamine din grupul B-ului și nu fac decât să protejeze ficatul. Însă trebuie să știm un singur lucru, că nu s-a inventat, din păcate, nicio pastilă care să antagonizeze, care să reducă efectele negative ale alcoolului. Oricât de mult am încercat să protejăm ficatul, dacă îi dăm cu alcool în fiecare zi, în mod clar, el nu va fi protejat. Dar putem să luăm ficatoprotectorul cu un pahar de șampanie? Absolut, absolut, asta este clar. Și singura veste bună pentru acum. Da. Dar important este să, de exemplu, alcoolul este iritant pentru tubul digestiv. E bine să mâncăm înainte să consumăm alcool, pentru că dacă vom face acest lucru fără a mânca, mucoasa gastrică este expusă la alcool, va apărea gastrita și chiar ulcerul. Este extrem de
neplăcut să vezi în 2023 în România, încă mai operăm pacienți cu ulcer perforat, pacienți alcoolici, dependenți de alcool, care beau foarte mult alcool pe stomacul gol și acest lucru duce la perforarea mucoasei digestive. Doamne, nu mă vești proaste. Singura veste bună deocamdată cred că este asta cu dreptul nostru al tuturor și chiar o obligație de a lua un ficat, o protector, cum îmi place mie să-i spun, împreună cu un pahar de șampanie. Doamne ajută! Silvia, mai da. Am și o întrebare. Păi și paharul de vin roșu, unul pe zi, care era recomandat, e un mit? Nu este un mit. Acum depinde că vorbea Răzvan mai devreme despre acele pahare cât de un litru. Și să ne amintim că există și parcă există și o melodie autohtonă care spune că beau vinul cu borcanul. Adică dacă faci chestia asta, depinde și cât e paharul. Două lucruri sunt aici la psihologia băutorului. Beau când am ocazie și avem ocazie în fiecare zi. Și când spui să bei un pahar de vin, nu spune nimeni care să fie dimensiunea paharului. Bun, și dimensiunea paharului care ar fi? 125 de mililitri, asta înseamnă un pahar de vin roșu. Însă ce spunea colega ta de vinul roșu, sigur, de ce bem vin roșu? Pentru că el conține antioxidanți, conține taninuri care favorizează digestia, însă specialiștii ne spun că există și alte alternative. Antioxidanți avem și în fructe și legume, putem să consumăm anumite alimente care favorizează digestia. Nu suntem în Canada tot. Fructele pot balona, dau aciditate. Nu? Da, au zahăr. Au zahăr. Da, au zahăr, e îngrozitor. Da, să știi că și vinul este un aliment caloric. Dacă vrei să slăbești, nu consumi vin pentru și nici acum, nu consumi alcool. Aici suntem și suntem foarte supărați, dar în fine, o să trecem și peste impasul ăsta, o să ajungem zvelți la loc și o să ciocnim poate și împreună. Mulțumim, domnule doctor, nu ne-ați dat vești bune, dar de bine de rău o scoatem la capăt, că avem încredere. Câtă vreme ne vedem așa pe Skype, este extraordinar. E foarte perfect. Bine. Perfect, la mulțumim, cele bune. Îi mulțumim domnului doctor Radu Țincu de la Spitalul Floreasca și cum îi spunem? La revedere! Vă mulțumim frumos, rămâneți cu noi pentru o scurtă fotografie de grup și noi ne întoarcem imediat după o pauză publicitară. Am încheiat rubrica... Ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă, doctore? Și, bineînțeles, revenim cu un mic concert de dimineață. Formația vocal-instrumentală de tip rock Alternosfera este aici, a acordat instrumentele. O să cânte chiar rock aici la Rock FM, coincidență. Nu cred. Da, poate că da, poate că nu, dar mai vedem noi. This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută. What the duck is going on?